Consiliul Județean Maramureș finanțează achiziția unui nou aparat de testare real-time PCR. Primul aparat de testare a ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, iar al doilea va fi instalat la Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus. Personalul medical se află în proces de instruire pentru a putea demara testările, începând cu săptămâna viitoare. Aici avem vești într-adevăr foarte bune. Ieri s-a finalizat licitația, s-a semnat contractul de achiziție pentru acest aparat. Este o sumă foarte mare pentru bugetul județului Maramureș, vorbim de 450.000 de lei, aproximativ 100.000 de euro, dar această sumă este pentru construcția practic de la zero a unui întreg laborator de biologie moleculară. Aceste teste de biologie moleculară, genetică, care se vor face la Baia Mare sunt extrem de complexe. E nevoie de personal medical calificat, biologi, chimiști, oameni care deja sunt angajați la Spitalul de Boli Infecțioase. De astăzi a început efectiv echipamentul să sosească, va începe instalarea sa, trainingul personalului, pentru că e nevoie să poți să lucrezi pe o astfel de aparatură, e nevoie de câteva zile pentru a se familiariza efectiv cu acest aparat. Această știință a biologiei moleculare nu este una exactă, ține foarte mult de experiența pe care o au medicii care lucrează acolo sau specialiștii, biologii, acești chimiști. Începând de săptămâna viitoare, sunt convins că deja la Baia Mare vom putea efectua teste, aproximativ 350, peste 350 de teste pe zi. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Direcția de Sănătate Publică, se va elabora pentru județul Maramureș un regulament, până la urmă, de utilizare a acestui aparat, real-time PCR, în cadrul laboratorului de biologie moleculară și, sigur, cu prioritate vor începe să fie testate categoriile de persoane cu grad de risc. Vorbim aici, în primul rând, de personalul medical, personalul sanitar, cel din intervenții de urgență, care trebuie testați cât se poate de des. Apoi, sigur, categoriile de persoane cele mai expuse, și vorbim aici persoanele peste 65 de ani, oamenii care sunt în carantină, oamenii care sunt în izolare. Eu mi-aș dori încet, încet, să ajungem să testăm întreaga populație a județului. Acest lucru nu se va putea face doar cu acest aparat de la Spitalul de Boli Infecțioase. Evident, 350 de teste pe zi înseamnă, nu știu câte sute de zile pentru a putea, mii de zile pentru a testa întreaga populație a județului. Joi a fost convocată o ședință de îndată a Consiliului Județean Maramureș pentru a aloca bani în vederea achiziționării unui astfel de aparat și pentru Spitalul Orășenesc, Vișeu de Sus. Am convocat o nouă ședință a Consiliului Județean Maramureș, în care vom aloca o nouă sumă de bani, aceea sumă ca pentru Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalului din Vișeu de Sus, care vor încerca să copieze exact ceea ce se întâmplă la Baia Mare și să construiască și acolo, de la zero, un nou laborator. Am discutat cu domnul primar Coman Vasile, am vorbit cu domnul director al Spitalului din Vișeu de Sus, sunt extrem de fericiți că le alocăm această sumă de bani. O să facă și extrem de rapid toate procedurile pentru achiziția acestui aparat în cât se poate de scurt timp. Există deja biologi și chimiști la Spitalul din Vișeu de Sus. Ei în această perioadă vor putea să fie învățați să opereze pe acest aparat la Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare, astfel ca în cel mai scurt timp să avem deja două centre în județul Maramureș, unul la Baia Mare, unul la Vișeu de Sus, care să poată să facă astfel de teste de biologie moleculară pentru identificarea infecțiilor cu COVID-19. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeta, a precizat că după ce aceste aparate vor fi puse în funcțiune, se va încerca testarea cât mai multor persoane. Sigur, vorbim despre testarea persoanelor care sunt încadrate în anumite categorii de risc. Pentru că nu sunt foarte multe teste care se fac. Vă dau o cifră, de exemplu, în Germania, care a adoptat modelul sud-corean, unde există o capacitate de testare imensă, aproximativ 500.000 de teste care se fac pe săptămână, se poate testa aproape întreaga populație. În România, deocamdată facem undeva 1.000-1.500 de teste pe zi. Guvernul României n-a înțeles că asta este prioritatea, nu a investit resursele financiare pentru ca, în fiecare județ să fie 3, 4, 5, 10 astfel de aparate, totul rămâne în sarcina autorității locale. Dar nu e nicio problemă, ne mișcăm, încercăm cât se poate de multe astfel de aparate să fie puse în funcțiune. Ține foarte mult și de personalul pe care îl avem, pentru că nu sunt foarte mulți astfel de biologi, chimiști,
care să poată să lucreze pe astfel de aparate. Nu vorbim de un simplu soft în care se introduc anumite date și el dă un rezultat. Aceste date trebuie interpretate de către personalul medical, de către biologi, de către chimiști. E un proces extrem de dificil. Un astfel de test pentru o singură persoană durează 6-7 ore, sigur se fac mai multe deodată, dar e extrem de dificil. Să începem să avem aceste două centre în județul Maramureș deja este o victorie importantă, dar nu ne vom opri, vom încerca să mergem înainte. De luni, 6 aprilie, va începe instruirea personalului medical, a biologilor și chimiștilor și tot de săptămâna viitoare vom avea probe de testare și apoi testele atât de așteptate și necesare în Maramureș pentru a verifica acurateța rezultatelor pacienților declarați infectați cu SARS-CoV-2. Se va face o intercomparare între laboratoare, aceleași probe urmând să fie trimise și la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj.